Tipi News. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne astăzi alături de Bogdan, artistul Cana Giambe, care ne va povesti foarte multe lucruri despre el, dar și despre cariera sa. Întâi de toate, bun venit la noi în studio! Bine v-am găsit și felicitări pentru ceea ce faceți aici. Într-un timp relativ scurt, ați reușit să faceți multe și pentru asta vă felicit din toată inima. Mulțumim, mulțumim foarte mult! Acum spune-ne, văd că, ai venit cu un nou look, spune-ne despre tine, ce ai făcut, cum? În primul rând vreau să spun că ești foarte norocoasă, ești prima persoană căruia îi acord un interviu cu un nou look. Și ce, m-a picat așa, odată ce am zis că vreau o schimbare și uite că am făcut-o. Da, e foarte bine, noi te felicităm. Mulțumesc. Și cariera, cum este cariera? Cariera, ce să spun, din zi în zi mi-e tot mai bine. Și îi mulțumesc bunului Dumnezeu. Muncesc foarte mult. Ce să zic, e ok, e super ok. Tocmai ce am făcut un album care se numește Cana Giambe, alături de colegul și prietenul meu totodată, Sorinel Puștu, pe care îl puteți găsi în toate benzinările din România. Îl puteți găsi pe iTunes. Ce să zic, e un album superb, foarte tare, care conține Cana Giambe. Și dacă conține Cana Giambe, cred că n-ar mai fi nimic de spus. Ușor, ușor devine așa o legendă vie. Toată lumea este ca un virus. Melodia a avut chiar un foarte mare succes. Da, a avut un foarte mare succes. Mă așteptam să aibă succes. Ca și artist, când faci o melodie bună, simți, într-un fel simți că o să aibă succes. Nu mă așteptam la un așa mare succes, dar uite că... Da. A avut și am înțeles că ai primit și un premiu pentru melodia aceasta? Da, am primit un premiu. Sunt foarte mândru și foarte fericit și cu această ocazie vreau să-i mulțumesc domnului Dan Bursuc pentru tot ceea ce face pentru mine. Vreau să spun că Cana Giambe, aceste două minunate cuvinte care mi-au schimbat viața și m-au făcut foarte fericit, îi aparțin domnului Dan Bursuc. Stăteam într-o seară la studio și aveam melodia, aveam Din dragoste pentru tine, aveam strofa, aveam refren, iar domnul Dan a spus: băi Bogdane, parcă, nu știu, îi lipsește ceva, trebuie să găsim o fiță, ceva frumos să iasă în evidență. Și uite că inspirația dânsului a dus la marele meu succes, să zic așa. Da, ia să vedem și noi premiul tău. Un premiu... De la Casa de Discuri Rotera se acordă premiul special lui Bogdan pentru Cana Giambe, cea mai vândută melodie de petrecere între 2013-2014, de asemenea pentru performanța de a atinge 8 milioane de vizualizări pe YouTube. Deci, între timp s-au făcut aproape 10 milioane, dar nu... Da, felicitări și la cât la mai multe. Acum, ce să spunem, haideți să vedem și noi împreună videoclipul Cana Giambe, care l-a consacrat pe Bogdan și cine știe, poate devine o legendă vie. Tipi News. Cana, 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 giambe, cana, 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 giambe, cana, 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 giambe, 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 cana, 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 giambe, cana, giambe. Lasă-mă, 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 lasă-mă
cana, cana, jambe, cana, 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 jambe, cana, 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 jambe. Tu să cânti, care a fost evoluția ta? De unde până unde? Cum? Tot drumul ăsta, parcursul ăsta al tău, care a fost lung și anevoios, bănuiesc. Da. Lung și anevoios, pe alocuri. Ce să zic? Începem cu începutul. Tatăl meu e din Buzău, dintr-un sat numit Mărgineanu. În acel sat, majoritatea localnicilor sunt lăutari. Și crescând acolo, îți dai seama că nu puteam să am altă pasiune decât muzica. Ai înțeles? Adică ieșeam la poartă, vedeam pe nenea cu acordeonul, mai intram în casă, l-auzeam pe unchiul meu și tot așa. Deci te tragi dintr-o familie de lăutare oricum? Da, da. Mă trag dintr-o familie de lăutare, da. Și cum ai ajuns să începi? Păi, pe la vârsta de 6 anișori, am rugat-o pe bunica mea scumpă și dragă să-mi cumpere o chitară. Frage, destul de frage. Da, da. Mi-a cumpărat o chitară, bunica mea s-a conformat și mi-a respectat dorința. Să zic așa, mi-a cumpărat o chitară, am început eu să mă joc, îți dai seama că la 6 anișori prea aveam eu multe de făcut. Și de acolo mi s-a deschis pasiunea pentru muzică. De la chitară, ușor, chitara, pe urmă cu vocea. Și uite așa, ce să zic, am început pe la 15 ani să cânt la evenimente, la diferite evenimente. Pe la 17 ani am plecat pe la Timișoara, am stat vreo 2 ani, am plecat pe acolo. După care m-am întors în București și am ajuns la domnul Lambursu. Și de aici a început. Și de aici a început distracția. Spune-mi, cum a fost primul tău eveniment la care ai cântat live și cum a fost sentimentul tău? În primul rând eram foarte entuziasmat, că nu vroiam bani, nu vroiam absolut nimic, voiam doar să cânt și să văd lumea că e atentă la mine. Și ai avut emoții înainte de a urca pe scenă? Foarte mari emoții, un imens gol în stomac.
Ce zic, îți dai seama, na, și acum uneori când urci pe scenă ai emoții, dar la început îți dai seama, ți-am zis, foarte mari emoții, gol în stomac, pur și simplu îmi venea să pic, ai înțeles? Ce da, timpul tău petrecut sub aripa domnului Dan, cum a fost pentru tine și cum au evoluat lucrurile? Ce să zic, lângă domnul Dan Bursuc am trăit, pot spune așa, cele mai frumoase momente ale carierei mele. Satisfacție profesională, satisfacție materială, bucurii, majoritatea bucurii, fără tristezi deloc, fără necazuri, fără nicio problemă. O colaborare frumoasă, o colaborare de succes, zic eu. Se vede. Da, ce să zic, o relație frumoasă între mine și domnul Dan Bursuc. Vrea să fie și modest un pic acum, Ana. Da, da. Nu, eu spun adevărul, adică nu. Am văzut, na, și toți telespectatorii cred că au văzut aparițiile tale în emisiunea Am Pui Mei, a lui Mihai Bendeac. Cum ai ajuns acolo și cum a fost experiența asta pentru tine? Deci ce să zic, într-o zi eram la un eveniment și mă sună domnul Dan Bursuc. Bogdane, vezi că trebuie să te pregătești într-un fel, trebuie să schimbi look-ul, să arăți într-un fel, pentru că o să apari la Am Pui Mei cu Mihai Bendeac. Îți dai seama, foarte încântat. Ajungând acolo, m-am simțit extraordinar de bine. Am fost primit cu foarte mare căldură de Mihai și de tot staful lui. Ce să zic, un om extraordinar, lângă care m-am simțit super bine. Zic eu, din punctul meu de vedere, o colaborare frumoasă, cu rezultate și pentru ei și pentru mine. A fost altceva decât ceea ce făceai tu de obicei. Da, a fost altceva, pentru că de cântat cântam. Da. Ai înțeles, dar actorie mai puțin. Înțeles, dar uite că încet, încet te lovești de toate, treci prin toate și încerci să le faci pe toate. Da, păi trebuie. Și acum că tot am adus în discuție de aparițiile în emisiunea Am Pui Mei, hai să vedem și noi câteva cadre din emisiunile în care ai apărut și să ne mai amuzăm încă o dată, că na, a fost o distracție, bănuiesc, și la filmări. Bineînțeles. Hai să le vedem și revenim. A venit Harry Potter! În traducere liberă, Olaru Paros! El e Bogdan Artisto, Harry Potter! Harry Potter, Bogdan Artisto! Florin Salam, Harry Potter! Harry Potter, Florin Salam! Atențiune, colego! Bogdan Artiso! Explicați, colegule! 2, 3, start! 10-9! Mergeam spre Bucuromor. Am văzut pe vrăjitor. Cele două, dracu, Doamne, iartă-mă! Frate, dar ceva mai vesel n-ai? Mortule, ce tânărește, prima pomană când vii la tine, spune că ne plătești ca să ne fie și nu mai vii. Mortule, ce tânărește, prima pomană când vii la tine, spune că ne plătești ca să ne fie și nu mai bine. Am revenit, iar acum în încheiere ce să te mai întrebăm? Vrem să te întrebăm planurile tale pentru 2015.
am foarte mari planuri pentru 2015, am câteva melodii bombă, câteva melodii foarte frumoase pentru voi. În rest, ce să zic, deocamdată sunt foarte încântat și foarte fericit de albumul Cana Djambe. Cu această ocazie vreau să vă spun că ăsta e cadoul meu pentru voi de sărbători. Cumpărați-l, ascultați-l și simțiți-vă bine. Cu siguranță și noi o să-l cumpărăm și oricum l-am ascultat. Cel puțin melodia Cana Djambe, toată lumea o știe pe de rost. Cred că mai bine decât tine, dacă nu mă înșel. Probabil. Și ce să spunem, noi îți dorim succes în continuare și în carieră și pe plan profesional, personal și profesional. Te mai așteptăm la noi în emisiune și acum de sărbători o să fii ocupat. Da, o să fiu ocupat, o să am cântări ca toți artiștii și dacă tot sunt la voi în emisiune, vreau să profit de această invitație și să urez tuturor telespectatorilor BBTV și tuturor fanilor mei sărbători fericite, un an nou cât mai bun și Doamne ajută! Lucrurile și noutățile despre mine, bogdanartistu.ro, vă aștept acolo. Cu siguranță toți fanii vor vizita site-ul. Noi îți mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat invitația în emisiunea noastră și te mai așteptăm și data viitoare cu aceleași gânduri bune și aceleași noutăți din partea ta. Poate vii cu mult mai multe premii din alea de acolo. Cum să nu, Doamne ajută, și vă mulțumesc frumos pentru emisiune și felicitări încă o dată pentru ceea ce faceți aici la BBTV. Mulțumim foarte mult! Noi ne revedem data viitoare cu un alt interviu în exclusivitate numai pe BBTV. DB News. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru această ediție. Eu vă aștept și data viitoare cu un alt interviu în exclusivitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt a voastră Mihaela Vulpe și vă aștept și data viitoare tot la DBTV. Mulțumim totodată și partenerilor noștri, Casa de Discuri Rotera Music, Agenția de Evenimente Ceremonii la Superlativ, Club Cana Djambe, Radio Etnic, DB Radio, Kitty Beauty Salon și restaurant La Mami Acasă. Ne revedem data viitoare, însă până atunci, numai bine!